Aeroportul Internațional Traian Vuia Timișoara a inaugurat terminalul Schengen. Evenimentul, o premieră pentru zona de vest a țării, a avut loc la 60 de ani de la înființarea aeroportului. În februarie 1964 a prins formă, 60 de ani mai târziu, noul terminal deschide calea aeriană către Europa. Inaugurarea terminalului Schengen s-a bucurat de prezența ministrului transporturilor Sorin Grindeanu, președintelui Senatului Nicolae Ciucă, prim-ministrului Marcel Ciolacu, președintelui interimar al Camerei Deputaților Alfred Simonis, dar și alți membri ai guvernului. Oficialitățile locale au fost și ele prezente, printre care s-au numărat primarul Timișoarei Dominic Friț și președintele CJ Timiș Alinica. De aceea, deschiderea acestui nou terminal aeroportual este dovada că România știe să materializeze proiecte concrete din bani europeni. Este dovada că România știe să construiască la standarde europene. Și este dovada că avem viziunea și avem capacitatea să asigurăm facilități pentru pasageri la cele mai înalte standarde de siguranță și confort. Acum 20 de ani, România depunea documentele oficiale pentru aderarea la Alianța Nord-Atlantică și astăzi ne bucurăm de cea mai puternică umbrelă de securitate de care țara noastră a beneficiat vreodată. Astăzi am venit din nou aici la inaugurarea noului terminal al Aeroportului Internațional Timișoara. Este evident, este clar, cred că pentru toată lumea, că în sfârșit, după mai bine de 30 de ani, investițiile au început să țină pasul cu nevoile de dezvoltare ale comunității. Vedem aici o investiție spectaculoasă la cele mai înalte standarde. Noul terminal Schengen a fost realizat într-un timp record. Banii pentru acest proiect au fost asigurați atât de Guvernul României, cât și de Uniunea Europeană. Mă bucură faptul și pe mine, de asemenea, că această investiție a fost derulată într-un timp foarte scurt, un an și un pic. Aproape 200 de milioane de lei au fost absorbiți din fonduri europene, cu sprijin guvernamental adevărat, într-un timp record și iată-ne în fața acestui obiectiv, care demonstrează faptul că nu venim doar cu schițe, doar cu desene, doar cu proiecte și iată începem să inaugurăm investiții pe care în urmă cu un an jumătate, cu 2 ani le-am promis. Noul terminal reduce timpul de așteptare pentru pasageri. Atât intrările cât și ieșirile din țară nu vor mai presupune clasicele înregistrări în baza de date. În primul rând e vorba de capacitatea unui terminal și sunt două feluri de capacități, capacitatea statică și capacitatea dinamică. Este vorba de spațiul pe care este dedicat fiecărui pasager care trece prin aeroport și cea dinamică este vorba de viteza de procesare a pasagerilor la toate demersurile care trebuie făcute până ajungi la avion. Asta înseamnă check-in-ul, va fi mult mai rapid, avem 18 check-in-uri în momentul de față, dincolo aveam numai 10. Aceste echipamente de ultimă generație, standard 3, în care viteza de procesare la controlul de securitate va crește cu 50%. Deocamdată este crescută față de cele vechi cu aproximativ 25%, însă ele cresc în etapă, astfel încât operatorul să se obișnuiască. Dar viteza maximă de procesare va fi cu 50% mai mare decât la cele de standard 2. Și nu în ultimul rând, porțile de îmbarcare. Se vor face îmbarcări pe 8 porți de îmbarcare și atunci și acolo de asemenea va fi o viteză de îmbarcare mai mare. Și este doar începutul, pentru că am fost în Germania când am preluat echipamentele și acesta este doar primul pas, inclusiv cel la poliția de trecere de la frontieră, la non-Schengen, unde îți ia face recognition, îți ia datele biometrice, amprentele și datele de pe pașaport pentru a face identificarea. Urmează, pasul următor este să nu te mai oprești. Te ia din mers, din aerogară, deci tu practic intri în aerogară, te duci direct la avion și între timp îți ia informațiile de pe față din terminal, treci printr-un culoar, nu te mai oprești să faci, treci printr-un culoar care îți te verifică din punct de vedere al securității, te duci direct la avion. Și asta... Deci, și între timp toate sunt prelucrate, și din punct de vedere al securității, și din punct de vedere al trecerii frontierei.
Asta, deocamdată, ele sunt în lucru, eu le-am văzut, dar ele nu sunt încă omologate de ECAC, European Central Aviation Association. Dar când vor fi omologate, va fi și mai rapid această procesare. Iar în ceea ce privește capacitatea statică, se vede, terminalul are 12.000 de metri pătrați, de 4 ori mai mare decât ce am avut înainte. Deci, cu siguranță, spațiul dedicat fiecărui pasager este mult mai confortabil și condițiile sunt mult mai bune, totul fiind nou și de ultimă. De ce? Noul terminal are o suprafață de 12.000 de metri pătrați desfășurați, iar dotările sale sunt menite să scurteze timpul de îmbarcare al pasagerului în avion.